aflăm pe Teodor Palari, una dintre arterele principale ale sectorului 3. Se efectuează operațiunea de cosit mecanic. Cu grijă, foarte mare grijă față de copaci pe care pe toți îi avem ocrotiți cu gulere. Încercăm să menținem standardul de sector verde și cel mai verde sector din București. Se fac eforturi destul de mari, pentru că zilele trecute a plouat și acum fiind soare, iarba crește foarte repede, foarte mult și pentru a da ochiului un aspect cât mai plăcut și pentru sănătatea gazonului, efectuăm această operațiune. Pe această locație cu 4 motocoase și 2 trimare, încercăm să nu lăsăm niciun petic de iarbă necosit și să facem în așa fel încât totul să iasă ca la carte. Iarba rămasă în urma cosirii este strânsă, este încărcată în saci, este dusă la pepiniera ADP sector 3, unde e amestecată cu frunzele de astă primăvară, se creează un compost pe care îl folosim pentru fertilizarea solului. Avem ingineri și oameni pricepuți în așa ceva, care încearcă să facă cât mai multe lucruri bune în acest sector.